O supă de pește ar merge azi. Bineînțeles, făcută în stilul meu, cum zice Nelson. Am aici un pește, un păstrăv. Ar trebui normal mai multe feluri de pești, dar domnul Nelson numai un pește mi-a scos de la congelat, așa că o să pun numai un fel. Am creveți și scoici. Aici avem scoicile. Le-am pus puțin la scurs. Și aici zarzavatul. Îmi deranjez fanii. Morcov, ceapă, ardei roșu, usturoi, niște roșii, sherry și pătrunjel. Un jumătate de pahar de vin alb și sos de roșii. Aici am pus puțină apă unde o să fierb peștele. Deja apa fierbe. Am pus un pic de sare. Peștele l-am curățat și l-am tăiat în bucăți mai mari și îl fierb vreo 10 minute, nu mai mult. Stai acolo, mă! Bun. Aici o să prăjez zarzavatul. Puțin ulei de măsline. Și aici o să prăjesc creveții. Îi prăjesc puțin înainte. Asta e un fel de supă putentă italienească. Deci nu e nici așa, nici așa. Bun. Lăsăm puțin să se încălzească uleiul. Între timp o să pisez usturoiul. Sau ceva ce să-l pun. I-am făcut de revelion și a ieșit foarte bună, doar că atunci erau mai multe feluri de pește. Dar acum... vedem, o să iasă, mă gândesc la fel de bună. Să încins uleiul, pot să adaug zarzavatul. Să-l las să se călească puțin. Morcovici, apa și ardeiul gras. Dacă aveți și niște țelină, e foarte bună. Și am pus și două bucăți de ardei pișcător. Călim bine, bine. Aici mai trebuie să se încălzească uleiul. Între timp, îmi termin usturoiul.
asta. Bun, pot să adaug și creveții. Cred că o să fac exact așa. Asta aici. La creveții am, am nevoie de foc mai mare. Nu mult, până se desfac puțin și cobița se face roz. 3 minute. Ce facem? Ai mai multă supă de, nici nu, rupte de mare cu sos. Mai bine decât supă, pentru că nici nu o să las mult lichid, o să fie mai mult un sos. Dar el așa e zice, o supă de pește. De revelion e trebuit supă de pește. Tot am întrebat pe unul pe altul cum se face, m-am uitat pe internet, că vă spun sincer, mie nu-mi place supa de pește. Dacă nu-mi place, nici n-am gustat-o. Nu știu ce gust trebuie să aibă. Tot l-am întrebat cum să fac. Cum îi place. Plus că ceva cum am mâncat de el la restaurant, la ăsta italienești. A, păi să zice, nu zice așa, adică aia știu ce gust trebuie să aibă. Fructe de mare mănânc. Și am zis, hai că încerc să fac cum știu eu. Se pare că a ieșit foarte bună, că o să fi bună. Dar nu știu, prima dată mi-a ieșit. Norocul, știți cum e, norocul costului. Sau știu să o fac acum, vedem și a doua oară. Este la fel de bună. Talent născut. Da, am uitat. Talent născut. Îmi pot adaug colțile. Mai este. Și să pun și un capac. Nu de alta, dacă să pot să le amestec mai bine. Minute. Aici, în supa de pește, o să pun și puțin zarzavat din acesta, tocat mărunt, în loc de vegeta.
în două linguri. Asta prinde și peștele un gust mai bun. Focul mai tare să scadă apa care a lăsat-o scolcile. Dau și aici puțină sare. Peste scoici și peste craveți. Dar zahărul trebuie călit cât mai bine. Să iasă toate aromele din el. Pune peștișorule cum ești. Să adăugăm vinul, jumate de pahar de vin alb. Și le mai lăsăm iar până scade. Sper nu o să pun mai la sfârșit, că am adăugat ardei iute și să nu cumva să fie prea pișcător. După ce scade vinul, o să adaug și usturoiul. Mai las puțin. Și lângă o să fac bruschete de pâine, pâine prăjită. Gata cu puțin usturoi și gata. Thank you.
creștele este suficient. Da, o să îl scot în farfurie. O să mai las un pic. O să mai las 2 minute. Parcă. Nu pot să dau usturoiul. Și 6 căței de usturoi. Și le mai las puțin să intre aroma în ele. Bun, suficient peștele, pot să-l scot. Punem deoparte. După apă o să mai las să fiarbă. Dau sosul de roșii peste. Da, și aici puțin îl pun și pe ăsta. Și în loc de apă o să pun puțină sucră unde fierb peștele și mai lăsăm încă 2-3 minute. O să dau focul mai încet și o să mai adaug acum puțin zahăr. Am pus o lingură de zahăr. Sosul trebuie să fie dulce, pișcător. Zahăvaturile s-au călit, o să adaug supa de pe pește. Peste zahăvaturi. Să fiarbă.
gustăm aici, să vedem ce gust are. Dacă mai trebuie puțin sare sau ceva. Să vedem ce am făcut. Nu mai trebuie nimic. O să pun și roșiile în aici în supă. Să vedem aici cum stăm. Stăm bine. Stăm foarte bine. Să mai las 2 minute așa acoperit. Și cred că o să mai pun puțină sare. Acum le lăsăm să mai fiarbă puțin. Mama, aici este suficient, opresc locul. Cam nu opresc, că schimb locul. O să pun aici. Fierbe mai repede. Acum știți ce o să fac? O să scot de aici scoicile și creveții. Se pot lăsa și așa, dar sunt scoici care s-au mai rupt și nu vreau să nimerească cumva în sosul acesta și să am vreo surpriză. Așa că le scot afară, le pun pe un platou. Așa pot să văd și bucățile rupte. Uitați, vedeți? Nu mă bag în seamă. Mă sabotează ăștia.
drum scoicile le-am luat, mai mi-au rămas creveții. Uitați câte o bucată de scoic. Trebuie neapărat să le luați, că puteți să le lăsați așa, dar mie mi-e frică pentru domnul Mondialu. De găsește vreo bucată de scoică, am probleme mari. Am probleme foarte mari. Și atunci trebuie să am grijă ca pentru bebelaș. Gata, și sosul acesta o să îl dau prin, o să-l strec ori printr-o sită fină. Dar prima dată pot să îl pun peste supă. Pentru că și aceea o să strec ori la sfârșit. Fac așa și mai las puțin să mai fiarbă. Dacă nu strecurați, dacă nu luați scoicile din sos, strecurați doar supa aceasta peste scoici și e de ajuns. Eu am complicat puțin. Până acum o să gust, văd cum este. Foarte bun. Nu mai trebuie nici sare, nici piper, nimic. Acum am pregătesc undeva unde să îmi pun sosul. Uitați, aici o să-l pun. Și o sită. Bun, este suficient. Îl strecurăm. Bine, bine, să nu se piardă nimic. Între timp pregătesc și pâinea. Eu am prăjitorul de pâine, dacă nu merge și pe plită sau în cuptor, iese la fel de bună pâinea prăjită. O să o tai așa în două.
și o pun la prăjit. Între timp îmi curăț un usturoi. Zarzavaturile, bineînțeles că le arunc. Pregătesc farfuria. Mai sunt și scoici goale. Cred nu mai are rost să le pun farfurie. Polonicu. Pentru sos. Să știu puțin și farfuria ca la restaurant, să servim pe domnul. Pâinea este prăjită. Dau puțin cu usturoi. Hai, ieși afară. Parte și pe cealaltă. Încerc să nu pun în sos, că se moaie. O să pun așa. Și, bineînțeles, pătrunjelul. Gata, am terminat. Terminat și e făcut dezastru, am terminat și supa. Foarte bine arată. Și este și gustoasă. Pe cuvântul meu. Să aveți poftă și o zi frumoasă, să aveți minunată, vă doresc. Și lumânarea i-am aprins la domnul mondial.
și vin, îi pun, uite. Domnul! Masa este servită. S-a făcut o boală mătii mama. Nu știu ce mai făcut acolo. Comentarii? Eu am zis macaroni cu brânză să-mi faci. Comentarii? Eu am zis macaroni cu brânză să-mi faci. Tu tăți cu Diana îmi faci, mama. Și am spus macaroni. Ata pide, mătii, mama, pide. Degustarea. Mai trebuia ceva? Mai ăștia de la restaurantul Da Vinci nu mai lasă vă de banii, că... V-ați întrebat de ce mai vine restul să mânce ciorbă de... supă de pește la voi. Uitați, zic eu. Dar ce e aici? Păi la alții creveți și pește. Mă pui să mânc. Bun apetit!